Forma Mondială a Zonelor Umede, de pe data de 2 februarie, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Gheorghe Șinca din Oradea și cu SRIMD de la Cluj-Napoca. Această dezbatere va fi urmărită pe live streaming, pe YouTube, de pe FAM Media și totodată ne-am adunat aici să conștientizăm importanța acestei zile, cât de important este rolul vital pentru noi și pentru oameni și totodată cred că este timpul pentru fiecare dintre noi să reexaminăm practic și să reevaluăm relația noastră cu natura. Natura ne oferă foarte multe beneficii, iar noi la rândul noi de foarte multe ori nu facem nimic în privința aceasta. Acum aș dori să fac cunoștință cu invitații noștri prezenți în această zi și aș începe cu domnișoara doctora Codrean Diana, arhitect peisagist, absolvent al specializării peisagistică, în prezent doctorand în cadrul Facultății Horticultură, USAMV Cluj-Napoca. Mulțumim pentru prezență. Aș dori să mulțumesc domnului inginer Pastor Șandor, director la Administrația Bazinală de Apă Crișul. Mulțumesc pentru prezență. Domnului doctor inginer abilitat Bora Florin Dumitru, USAMV Cluj-Napoca, cercetător. Mulțumesc pentru prezență. Domnului Acea Andrei, de la Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltări Durabile Bihor. Mulțumesc pentru prezență. Domnului Tomor Gheorghe Claudu, de la Ecotop Oradea. Mulțumesc pentru prezență. Domnului Carții Șmorea, de la Agenția Națională pentru Arii Naturale și Protejate. Mulțumesc pentru prezență. Această zi, practic, marchează adoptarea Convenției pentru aceste zone umede, care a fost adoptată pentru prima dată în anul 1971 în orașul iranian Ramsar. Totodată de acolo vine și Convenția Ramsar. Este foarte important pentru noi, pentru oameni, să conștientizăm importanța acestor zone umede. În România se găsesc într-un număr de 20 de astfel de zone umede și, bineînțeles, sunt foarte importante pentru noi. Aș dori să fac și o scurtă prezentare despre mine, că nu am apucat. Sunt doctor în horticultură, activez de mai bine de 10 ani în departamentul de cercetare, în sectorul legumicol privat, cu activitate în cercetare, pe segmente legumicole. Sunt foarte pasionat de mediu, de tot ceea ce înseamnă cercetare și de mediu și astfel, împreună cu alți membri, am înființat Asociația Terra Gloria anul acesta, care are ca și scop educarea viitoarelor generații și, bineînțeles, de a genera un impact pozitiv asupra resurselor naturale și, practic, tot ceea ce înseamnă protejarea mediului înconjurător. De început, nu aș vrea să prelungesc foarte mult. Ar dori să dau cuvântul fiecare invitat în parte. Fiecare dintre invitați o să aibă la dispoziție undeva la 4-5 minute, foarte scurt, să descrie activitatea de zi cu zi de la locul de muncă. Și, bineînțeles, dacă de-a lungul anilor sau începutul acestui an a derulat diferite proiecte legate de mediu sau orice activitate, ceea ce învățește relația noastră cu natura. Așadar, cum am început? Deci, prima este domnișoara Codrean Diana. Este microfonul pe masă. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Numele meu este Diana Codrean, sunt arhitect peisagist, am absolvit atât facultatea de arhitectură cât și cea de peisagistică la Cluj, după care am început experiența mea profesională în Irlanda. Mi-a deschis orizonturile într-o perspectivă ecologică, ca să spun așa, pentru că ei pun foarte mult accent pe renaturalizare și pe felul în care se abordează spațiile verzi într-o perspectivă aproape de natură. Deci nu punem accent doar pe ceea ce oamenii au nevoie, dar punem accent și pe ceea ce mediul natural are nevoie. În timpul pandemiei am revenit acasă, în Oradea, și activitatea mea se dezvoltă așa pas cu pas, tot în direcția aceasta.
Sper că se mai aude, așa. Îmi doresc foarte mult să implementez concepte pe care le-am implementat acolo cu succes și în România. Îmi doresc foarte mult să văd maluri de apă renaturalizate, îmi doresc foarte mult să văd zone umede protejate, cele existente, și îmi doresc foarte mult să văd în parcurile noastre zone umede înființate, pentru că e esențial să le înțelegem importanța și să înțelegem cum putem să ne îmbunătățim mediul în care locuim, practic, prin înființarea unor astfel de zone. Mulțumesc! Sărătura, bună ziua! Atunci o scurtă în introducere. Pastor Sándor mă numesc, sunt pe de-o parte directorul administrației. Viță de vie și vin, un proiect care a fost finalizat în anul 2018 și implementat două noi tehnologii de monitorizare la nivel național a acestor pesticide. Și sigur nu putem să vorbim de o zonă protejată sau zone umede fără a avea grijă la modul de a utiliza corespunzător produsele fitosanitare atât în agricultură cât și în restul industriilor și, sigur, utilizarea în mod corect a mașinilor atât personale cât și în agricultură. Sigur că o să discutăm mai multe la momentul potrivit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitație. Despre mine, sunt absolvent al Universității din Oradea la bază. Am terminat Facultatea de Științe în ONG-uri de când există viața mea profesională, dacă pot să spun așa. Doar ONG-uri de mediu. Am început ca voluntar la Ecotop Oradea. Aici lângă mine e unul dintre cei care m-au crescut până la un punct. Mai apoi am devenit angajat al organizației și ulterior m-am angajat la Centrul pentru Arii Protejate. Mai între timp m-am specializat la Universitatea Oxford din Anglia, făcând un masterat în managementul mediului și am revenit în țară să implementez ceea ce am învățat acolo. Bineînțeles că n-am reușit nici până în ziua de azi, pentru că mai avem mult să ajungem până la acel punct, dar fac tot ce pot, lucrez de peste 15 ani în managementul ariilor protejate și am implementat și coordonat proiecte de peste 3 milioane de euro până acum în ceea ce privește realizarea de planuri de management, studii de biodiversitate și alte chestiuni conexe legate de specii și habitate protejate. Mulțumesc! Da, mi-e cam greu să vorbesc așa la microfon, că nu știu cât de aproape să-l țin sau de departe. Vă spun bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Este o ocazie bună de a vorbi nu doar despre zonele umede, ci și despre arii naturale protejate. Despre mine, îmi este foarte greu să fac distinție, să spun exact ce sunt, inginer de mediu sau biolog. Ca formație am terminat ingineria mediului aici la Universitatea din Oradea, unde am parcurs și un program de studii doctorale pe domeniul biologie. Din 1994, practic, activez cu mici întreruperi în cadrul unei organizații neguvernamentale, Ecotop. Principala noastră zonă de interes, e cam greu cu limba română, este în zona educației pentru protecția mediului. Ne-a interesat și ne interesează tot ceea ce e legat de arii protejate și pentru că nu poți să faci
oricât ai vrea din punct de vedere științific, nu poți să faci activitățile de management, de cercetare într-o arie protejată fără să ții cont de comunități. O bună parte din activitatea organizației, activitatea mea a fost orientată către zona de dezvoltare comunitară, în special către zona rurală. Mai mult la timpul potrivit. În orice caz, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Da, având în vedere că sunt ultimul, o să încerc să fiu mai concis. În momentul de față îmi desfășor activitatea tot în zona de administrație publică. La această dată reprezint Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție națională în subordinea Ministerului Mediului. Eu activez în momentul de față în Serviciul Teritorial Bihor, iar lungul carierei mele am activat tot în zona de administrație și am coordonat și implementat mai multe proiecte pe mediu, cel mai mare dintre ele fiind sistemul de management integrat al deșeurilor, un proiect care s-a derulat pe o perioadă de aproape 8 ani de zile, cu o valoare de peste 50 de milioane de euro, și am mai coordonat diverse direcții din cadrul Consiliului Județean Bihor, cu activități în zona turistică și în zona arilor protejate. Am exercitat și funcția de manager al Consiliului de Exercitare a Custodiei pentru arile pe care Consiliul Județean Bihor le avea în custodie în perioada 2014-2018. Și sunt și cadru asociat, lector la Universitatea Oradea, Facultatea de Geografie, Turism și Sport. Cam atât. Dar zic să începem și cum am început, o să-i predau cuvântul din nou Dianei. Eu am scris aici o întrebare simplistă, dar te rog să exemplifici tu mai bine, să ne descrii cum am putea numai elabora un plan de restaurare pentru zonele unde și practic ce ar trebui să facem noi. Aș vrea să încep cu, cu câteva date științifice care sunt relevante pentru ceea ce semnifică, de fapt, zonele umede pentru noi ca omenire. Respectiv, 3% la fața Pământului sunt ocupate de zone umede, deci doar 3% din suprafața totală. Aceste zone umede însă stochează 30% din totalul de carbon, o suprafață mult mai mare decât carbonul pe care îl stochează pădurile. Și vreau să pun accentul pe faptul că e foarte bine că se face foarte mult lobby pentru importanța pădurilor, pentru importanța pădurilor virgine și încercăm să evităm cât mai mult defrișorile și așa mai departe, dar în același timp constat cât de puțin accent se pune de fapt pe importanța zonelor umede. Pentru că, prin comparație, un hectar de zone umede pot să stocheze și să anihileze efectul de 9 ori mai mult a dioxidului de carbon, de 9 ori mai mult decât ar putea să facă o suprafață de un hectar de pădure. Acum că am terminat cu această matematică, aș vrea să povestesc un pic despre activitatea mea în ceea ce privește zonele umede. În România, primul proiect de acest fel pe care l-am abordat la nivel conceptual a fost concursul pentru Parcul Est din Cluj-Napoca și acolo cel mai benefic din punctul meu de vedere a fost faptul că am avut ocazia să lucrăm într-o echipă multidisciplinară
colaborând cu foarte mulți specialiști din diverse arii, respectiv inclusiv zona aceasta de arii protejante. Împreună cu colegul de echipă, Tiberiu Chiricheș, mulțumesc pentru introducere, așa, am abordat acest parc printr-un concept foarte direcționat spre cum putem proiecta parcuri în general dintr-o perspectivă ecologică. Așa că ne-am gândit puțin la clasificarea zonelor protejate, respectiv că putem să vorbim despre mini-parcuri naturale, parcuri naționale și mini-rezervații naturale atunci când proiectăm o suprafață verde. Asta înseamnă că putem să avem un grad diferit de protecție a acestor zone naturale în orice spațiu verde, practic, pe care îl proiectăm. Și asta e, de fapt, o perspectivă care lărgește foarte mult orizonturile. În Parcul Est, nu știu dacă sunteți familiari cu amplasamentul, există o rezervație, tot așa, o zonă umedă amplă, în care există, practic, o zonă care ar trebui să devină o zonă naturală protejată. Nu știu dacă între timp demersurile sau... Așa, arie naturală urbană. A fost o experiență foarte faină pentru că putem să... Da, în funcție de categoriile IUCN, exact. Putem să luăm această idee și să o transmitem mai departe și să o implementăm practic în orice spațiu verde. Astfel putem să protejăm orașul, putem să protejăm ariile sau zonele umede pe care deja le avem, dar putem și să implementăm zone noi umede în parcuri care nu au astfel de zone umede. Mai departe, vreau să povestesc un pic despre un mic proiect de aici, din Oradea, unde am avut oportunitatea să proiectăm un coridor verde și am primit, de fapt, libertatea de a-l face cât mai aproape de natură sau de a-l proiecta cât mai aproape de principiile acestea ecologiste de spații verzi. Atunci am zis, ok, hai să profităm de ocazie și să propunem, de fapt, și în acest proiect, în cadrul acestui proiect, o zonă umedă nouă. Există în mediul urban există problemele acestea de preluare a apelor pluviale și foarte popular a devenit în ultimul timp și chiar obligatoriu în vest, implementarea de sisteme de drenaj sustenabile. Asta înseamnă, practic, înființarea de noi zone umede în toate spațiile verzi proiectate sau pe marginea drumurilor. Acestea sunt câteva principii pe care noi putem să le implementăm chiar și aici, în România și mai specific în județul Bihor. Cred că ar fi un bun început să vedem cum poate să existe o colaborare între administrațiile publice, specialiști în acest domeniu, ingineri, arhitecți, peisagiști și așa mai departe. Iar prin această colaborare, practic, putem să ajungem din nou la primul punct, putem să ne creăm un mediu urban mai sănătos. Prin faptul că aceste zone umede, cum menționam inițial, au o capacitate de absorbție a dioxidului de carbon mult mai mare. Când vorbim despre zonele umede existente, aș vrea să menționez despre importanța pârâului termal Peța. Pentru mine e o adevărată minune că avem așa ceva în orașul nostru și în județul nostru, de fapt, și consider că ar trebui să ne întoarcem foarte mult atenția spre el și să vedem cum putem să-l transformăm într-un coridor verde, dar și un coridor ecologic, nu doar un coridor de mobilitate, pentru că termenii sunt apropiați, dar au o oarecare subtilitate acolo și există o nuanță care contează foarte mult.
Pentru că putem să protejăm speciile, flora spontană, fauna spontană și așa mai departe prin acest demers. Aici, pe hârtie, ca și subiect, puteam noi să elaborăm un plan de restaurare pentru zonele umede. Cred că e, cum spuneam, foarte important colaborare, buna colaborare, de fapt, între instituțiile statului, proiectanți și societatea civilă. Trebuie să ținem tot timpul cont de amplasament, trebuie să ținem cont de dimensiunea zonelor umede pe care le tratăm, pentru că în funcție de asta abordările sunt diferite. Putem să vorbim despre capacitatea plantelor sau vegetației existente și propuse de a absorbi anumiți factori poluanți, ceea ce e foarte important din nou când mergem la subiectul sisteme de drenaj sustenabile. Și cred că e foarte important să reușim să implicăm societatea civilă în acest demers, pentru că dacă noi nu reușim, de fapt, să le transmitem importanța acestor zone în oraș, adesea ele sunt văzute ca niște bălți. Nu e neapărat o problemă de existența lor în oraș, cât cum le percepem noi. Și percepția asta se schimbă doar cu ajutorul comunicării cu societatea civilă. Sigur că mai presus de toate contează și e foarte important să se elaboreze un plan de management foarte bun pentru zonele umede existente, dar și un plan sau o infrastructură verde-albastră pentru toate comunitățile sau unitățile administrativ-teritoriale, pentru a reuși să avem comuniunea aceasta, de fapt, și legătura între toate spațiile și zonele umede existente în teritoriu. Cam asta ar fi pe scurt. Îți mulțumesc. Cu drag, așa este, așa este. Nu știu dacă trebuie să duc acolo microfon, cred că merge cu... Bine, atunci rămânem cu microfonul. În principiu doresc să fac o mică introducere. Știu că există din trecut sentimentul cu apele, care sunt acea entitate care din punct de vedere al mediului betonează, fac ziduri de sprijin, căderi, consolidări cu piatră rupută, etc., etc. Lucrurile au pornit într-o direcție radicală de schimbare a acestui gândiri, cel puțin în zona asta de vest al țării. Sunt unul din acele persoane care am pornit aceste modificări încă de ani de zile, când m-am pus contra unei gândiri prin care se vroia construirea unui canal betonat în intravilanul orașului, care însemna Crișul Repede, și după multe, multe discuții anevoioase am reușit să creăm o variantă prin care n-am transformat Crișul Repede în intravilan, într-o tâmbăviță, dacă doriți, că știu foarte bine cum arată în București problema. Doresc să vă prezint câteva proiecte de ale noastre care în mare parte au deja finanțare. Deci, din ce vă arăt acum, aproximativ 80% au contracte de finanțare încheiate. Aceste contracte de finanțare încheiate
însumează peste 100 de milioane de euro. Deci, practic, pe această temă și în această privință introducem în bazinul Crișurilor peste 100 de milioane de euro începând din acest an, de anul trecut, până în 2026, din mai multe fonduri. Fondurile sunt într-o mică parte ale noastre, fondurile într-o mare parte reprezintă PNRR-ul, din care am reușit să atragem o parte mare către vestul țării. Sunt proiecte depuse la MIPE, sunt proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării și deja câștigate și cu contract de finanțare. Sunt proiecte direct depuse de către ABA Crișuri pe ruta Oradea-Bruxelles și câștigate din Bruxelles. Am încercat și s-a creat la noi echipă prin care înțelegem faptul că acestea sunt proiectele de viitor. Trebuie să încercăm să combinăm cerința noastră de a asigura o siguranță atunci când avem viituri. Trebuie să combinăm acest lucru cu o gândire prin care gândește deja mult mai înainte decât noi Europa și digitalizează, automatizează și este foarte important practic gândirea verde. Și s-au creat astfel de proiecte care nu au mai fost create în ultimii 50, 60, 70 de ani în România. Reprezintă noutăți. Faptul că există contracte de finanțare înseamnă că am avut succese cu aceste proiecte. Suntem în fază cu majoritatea în fază de elaborare SFPT, deci proiect tehnic, undeva așa apreciăm că începând din toamnă suntem în execuție cu o bună parte din ele. Și foarte pe scurt atunci, aceasta este zona de care discutăm. Am pus bazinul Crișurilor de nord, vedeți, suntem aproape de Carei și în sud suntem aproape de Arad. Avem Ieru, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul A, principalele cursuri de apă. Am încercat ca pe tot bazinul să prevedem niște lucrări care se referă în principiu la biodiversitate la nivel de bazin hidrografic. Dumneavoastră încercați cât de repede să citiți ce scrie acolo, că nu o să citesc textele, încerc să explic în principiu lucrurile. Prima lucrare vreau să vă arăt, este o lucrare care se referă de Aval, municipiul Oradea, tot corinorul nostru a Crișului Repede, din Oradea până în graniță. Aici s-au efectuat niște lucrări și chiar acum 10-15 ani discutăm de niște lucrări care însemneau căderi, betoane, etc. Din păcate, acea zonă în anii 70-80 a fost un fel de cimitir a problemelor din Oradea. Nu degeaba zic acest cuvânt, că, de exemplu, foarte multe morminte din vechiul cimitirul Osig au fost cărate acolo pe margine și noi le-am curățat și le-am dus de acolo. Și avem o situație prin care Albia este cât de cât curățată deja. Am creat acel spațiu în care se poate în perspectivă lucra și s-a depus un proiect și am și câștigat finanțare pe acest proiect prin care începând, cine este orădean știe, de la Rogerius, unde este acel baraj mare, unde și acum, dacă dumneavoastră treceți podul, vedeți că în principiu lucrăm la decolmatare, până în granița cu Ungaria se va crea un coridor verde pe zona Crișului. Este o luncă mare, între diguri sunt zone unde avem 5, 6, 700 de metri lățime. Sunt anumite zone care sunt direct discutate, de exemplu, avem o problemă și asta este prima în România. Am studiat cu colegii din Ungaria, așa să știți că din Tisa Pești în principal urcă până la Tărian. La Tărian avem o lucrare mare transversală pe Criș, de unde pornește canalul colector care leagă cele două Crișuri, este Barat Crișul. Am prevăzut prin lucrare prima posibilitate prin care vom devia Crișul și vom crea o posibilitate ca peștii să migreze în Amonte. Este o lucrare mare, am luat modelul de unde se iei modelul de mai la vest de către noi. Partea maghiară a rezolvat această problemă, deci practic până la această lucrare ajung peștii dinspre Tisa, aici nu pot trece. Căderea, vom rezolva această scară de pești pe o lungime
destul de mare la, în localitatea Tărian. Avem zonă, în zonă posibilitatea pentru a crea și încercăm să creăm pe lângă Albie și în Albie acele posibilități de a lăsa brațe moarte, de a lăsa luciu de apă peste tot unde există, suprapus cu o lucrare pe coronament de piste de biciclete care se va conecta în Ungaria și se putea pe rampe ajunge în zonă cu biciclete și doar cu biciclete. Proiectul undeva are aproape 6 milioane de euro fără TVA și este parte deja prin contract semnat în PNRR a României. O lucrare similară, dar totuși de complet altă structură, este pe Crișul Negru. Crișul Negru este acel râu care ne creează probleme cu ocazia inundațiilor, dar să știți, în ultimii ani deja majoritatea problemelor le avem din cauza debitelor foarte, foarte micuțe în perioada de vară. Un debit mediu pe Crișul Negru ar trebui să fie în condiții normale de 10 de metri cubi pe secundă. În această vară am avut situația în care am avut doar 3 metri cubi pe secundă. Este ceva hilar, foarte puțin, dar cu asta ne confruntăm în ultima perioadă. Trebuia să rezolvăm atât și am mers către măsurile de conservare a biodiversității, tății, paralel cu problematica de a ne rezolva și siguranța la inundații. Aici avem și am identificat niște vechi brațe moarte a Crișului Negru, care preponderent în anii 70-80 au fost separate, tăiate, izolate de către cursul principal. Ele, în principiu, există actualmente fără apă sau parțial cu apă, sau în aceste perioade de vară fără apă complet. Dorim să refacem acele meandre, dorim să regândim acele tăieri care au fost executate acum preponderent 50 de ani, în paralel cu asigurarea, totuși în caz de situații de urgență, cu asigurarea capacității de apărare în zona. Trebuie să înțelegem, pe Crișul Negru sunt posibile viituri de 7-8 metri linear înălțime cu câte o viitură. Deci acest lucru trebuie să-l asigurăm. Dumneavoastră vedeți aici niște exemple. Discutăm de și s-au identificat 5 brațe moarte care practic de 40-50 de ani nu mai există. Dorim să le construim și creăm zone umede. Dorim să facem practic circulația apei prin aceste zone și creăm un spațiu natural așa cum a existat acest lucru acum sute de ani sau mii de ani. Aici aveți exemplu, vedeți hectarele, le-am scos, discutăm în total de peste 70 de hectare care am putea, apropo de procente, care am putea să redăm naturii. Mă rog, cu multiplele probleme care urmează, este unde este deja porumb în mijloc și omul crede că e al lui, dar noi după cadastrare vedem că este al nostru. Vor fi multe probleme, dar încercăm să înaintăm și nu este altă cale decât a înainte de cu aceste lucrări. Avem și aici un exemplu de barare completă. Vedeți, la Ginta este un brac pe Crișul Negru. Fix în acest fel se barează integral posibilitatea migrării peștilor. Am prevăzut acolo o posibilitate de a crea și acolo un bypass, a crea o scară de pești prin care să dăm posibilitatea ihtofaunei să migreze. Discutăm de aproximativ cu TVA cu tot peste 3 milioane de euro. Este tot un contract care este deja finanțat, avem toate condițiile, suntem în fază de pornire a proiectului tehnic. Un alt capitol este, din păcate, activitatea umană. Am ajuns și în starea asta suntem momentan și nu chiar pe Crișuri. Deci problema imensă avem pe Someș, știu această problemă de la ocupațiile mele la nivel național, pe Someș și pe Tisa avem problemele mari cu toate materialele după activitatea umană, preponderent peturile, care de fiecare viitură plutesc deasupra apei. Dumneavoastră nu prea observați asta în Oradea, fiindcă strângem în Mamonte puternic. Am prevăzut niște lucrări care
Valoric nu sunt imense, discutăm de vreo 650.000 de ori, le-am câștigat direct cu Bruxelles-ul, fără alt inel de genul Direcție Națională, Minister, etc. Am depus niște proiecte, le-am câștigat în trei secțiuni, atât pe Râu Barcău, în zona Sălardului, de la Sălard de Naval nu prea mai avem localități unde poate polua intensiv, pe Crișul Repede, undeva în zona Toboliului, că iar în jos avem doar Cheresigul deja și nu va mai fi intervenție imensă, iar pe zona Crișului Negru la Zerind vom construi niște zone pe luciu de apă unde putem colecta aceste peturi sau aceste materiale plutitoare, efectiv să reducem poluarea din acest sens. Fenomenul nu mai este fenomenul clasic, deci prea puțin se iese afară și se aruncă direct în râu. Se aruncă pe nu știu care vale afluent la 50-60 de kilometri în amonte cu căruța din sat, tot gunoiul din iarnă, acum martie urmează asta, în aprilie, și la prima viitură e peste noi. Și apoi toată lumea explică că de ce plutește, nu știu, plasa de nu știu ce pe Albie, fiindcă la, nu știu, 40 de kilometri cineva l-a depus în vale, în pădure. Asta e fenomenul România, din păcate. Nu suntem gunoieri, trebuie să intervenim. Va fi o situație mai interesantă cu autoritățile locale, fiindcă, până la urmă, cineva, activitatea care se va forma, va trebui să o plătească. Revenim la problema inițială, monitorizăm aceste lucruri aproximativ până în anii 90, 80 și ceva. Principala problemă, atât pe zona noastră și pe transfrontalier, și în zona bazinului Crișului, erau inundațiile. Mare parte a activității noastre erau acele lucrări și acele... Mă uit că atât de cald e caloriferul ăsta, da? Erau problemele de a scăpa zona de inundații, da. Veneau inundații, probleme mari erau. Foarte mult s-a transformat clima. Avem probleme chiar mai mari cu deficitul de apă. Suntem o zonă foarte bogată din punct de vedere al apei, dar în ultimii ani o cam pățim des. Deci trebuie să ajungem la restricții, trebuie să ajungem într-o situație în care suntem obligați să discutăm cu OAT-urile asupra consumului de apă. Dacă vă amintiți, în această vară am impus prin anumite posibilități, de exemplu, udat un grădin, fiindcă periclitam alimentarea cu apa populației din freaticul subteran. Avem niște lucrări prevăzute în județ care combină, practic, gândirea verde cu creșterea posibilității de a stoca apă foarte multă. Avem în nordul județului, și trebuie să înțelegem, și cei care sunt de aici știu, care nu, partea de vest a județului, pe zona nord-sud, este zona agricolă, practic discutăm de aproximativ 500.000 de hectare, care e zona pură agricolă, fără irigații și fără o posibilitate serioasă de a avea resursa de apă în condițiile actuale. Deci, atenție, acum 50 de ani s-au construit mii de kilometri de canalele de secare, că era exces de apă. Omul a gândit cum să evacueze apa. Actualmente avem o problemă să reținem cumva apa. Noi observăm, fiindcă monitorizăm în sute de foraje pe bazinul Crișurilor, freaticul. Noi vedem cum coboară freaticul. Vedem în astă vară cum am avut diferențe de 2,8 metri comparativ ce am măsurat acum 15 ani și cum a fost în această vară. Și nu este o glumă, asta în perspectivă va crea probleme. Așa vedem că plouă, revine un metru sau jumătate de metru. Nu, an de an pierdem adâncimea de apă. Se cumulează această problemă. Foarte pe scurt, s-au prevăzut niște lucrări în care încercăm să creștem capacitatea de a stoca apă pe teren afară. Acest lucru poate însemna, și vă dau exemple, de exemplu, baraje mari care le avem, intervenim, le adâncim, creștem posibilitatea ca în loc de 5 milioane de metri cubi să avem 12 milioane de metri cubi. Și în cursul verii să încercăm foarte frumos să dăm drumul la această apă, să reducem până la un nivel și să alimentăm avalul. Facem acest lucru pe Barcău, la suplacul de Barcău, unde aproximativ 10 ani am construit un baraj mare. Să știți, în Barcău, care pare un pârâu, de aia este apă în vară, că ce stocăm în iarnă, 7-8 milioane, pe vară rămânem cu 3 milioane, de toată vara îi dăm drumul la câte un metru cub pe secundă. Natural n-are cum să vină.
și așa ne rezolvăm problemele. V-am dat aici exemple. Încercăm o gândire complexă. Avem niște lanțuri de acumulări în nord care sunt semicolmatate, nepuse la punct, începând dinspre zona Marghitei sus spre Salontea pe aceste văi. Renaturăm aceste văi și practic cu gândirea de a crea coridor verde încercăm să rezervăm și stocul de apă ca în perioada secetoasă, să dăm drumul din acea zonă înspre sud până la Barcău. Bugetul ați văzut și acolo. Vedeți, aici aș putea să vorbesc ore întregi despre ieri. Trebuie înțeles că ierul cândva, fix pe acea zonă lată, a reprezentat unul din cele mai mari zone umede a toate a Europei de Est, practic. Discutam de multe zeci de kilometri pătrați care erau mlaștină și stuf și apă și se circula cu barcă și mai găsesc vechi bărci de 100 și ceva de în care circulau 20-30 de kilometri. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în anii 60-70. Agricultură comunistă, ierul a devenit un canal îndiguit de 10 metri lățime, în care în această vară am avut abia 80-100 de litri pe secundă apă. Din cauza că absolut totul s-a tăiat lateral, nu intră nimic, a devenit un canal, n-are resursă de apă. Am avut în situație, eu am video în care circulau oamenii mei pe fundul ierului, în atât anamol. Aici s-a ajuns. Încercăm, printr-un proiect, să refacem trei zone umede. Încercăm să, pe vechi zone care le-am identificat, să creăm pe niște suprafețe niște retenții micuțe. Aici nu va avea niciun rol de a folosi această apă, dar va avea un rol imens de a reuși ridicarea freaticului în zonă și a crea o zonă așa cum era natural. În paranteză zic, terenul agricol câștigat în anii 60, zero barat cât valorează, că soluri cu probleme și trebuie să vedem acolo. Și zonele identificate sunt zona Tarcea, Don, Cherechiu, și am găsit o meandră foarte frumoasă aici în amonte de roșiori, unde avem și un noroc că o bună parte este pe UAT. Am discutat cu primarul de acolo și l-am convins să înainteze terenul către noi ca noi să facem aceste investiții. Este o valoare mare al investiției, este tot, vedeți acolo sunt siturile Natura 2000. Aici am o problemă, fiindcă nu există în această zonă planul de management pentru situri și mă oprește cu problema asta că este condiție. Dar lucrurile sunt dimensionate. Sunt, vedeți, cele patru zone unde am reușit să refacem habitatul, sunt 125 de hectare aproximativ. Mergem către sudul județului. Avem un canal Crișurilor, era mai de mult numit, este un canal colector construit prin 1902-1903. Leagă cele două Crișuri, Crișul Repede, Crișul Negru, 61,3 km are. Încercăm să ținem din Crișul Repede, conducem apă către sud în Crișul Negru. Avem aceeași problemă, construcția de aproximativ 100 de ani. Cu o gândire performantă am reușit să rezolvăm o mai bună circulație apei preponderent în sudul județului. Încercăm să efectuăm niște lucrări. Acestea sunt proiecte depuse la MIPE. Pe asta încă n-am finanțare, dar noi lucrăm înainte și dorim să facem SFO plus PTU. O parte ar fi că reabilităm practic hidrologia în zonă. A doua parte ar fi a lucrurilor că dacă reușim să creștem volumele de apă prin a crea mai mult spațiu, vom putea deservi în perspectivă și agricultura cu resurse de apă. Dacă dumneavoastră vedeți, sus între cele două tabele este, eu nici nu văd până acolo, dar trebuie să fie undeva
Aval de Oradea, zona Tărianului, de acolo pornește și jos avem tămașa deja Crișul Negru. Am găsit niște locații, am dorit să creăm un stăvilar mare unde reușim să alimentăm și zona de dincolo. Zona aia se cheamă canalul Gepeșu, era cândva, acum 100 de ani, un curs de apă. Tot în anii 60-70 s-a secționat acest curs de apă și s-a ajuns că astăzi se văd așa urmele unui fost pârâu complet secat. Dacă am intervenit, am putea reabilita zona și a avea mai departe volume de apă. Aici vreau să vă prezint, poza de acolo este o lucrare terminată, nu este în proiect acum, dar este tot o lucrare prin care practic îmbunătățim condițiile naturale. Este program transfrontier, pe un program transfrontier Rohu, anul trecut terminat, o lucrare mare, stăvilar cu tot, cu curățător cu tot. Acolo noi absolut totul ce vine pe această colector reușim automat, cu sisteme automate, să scoatem de la peturi până la crengi, de la vițel mort până unde doriți, că asta este la noi. Totul vine ce se poate veni după activitatea umană și reușim automat. Am creat, este o investiție de aproximativ 1,7 milioane de euro. Avem un sistem foarte performant, automat, care rezolvă această problemă. Până acum ne chinuiam cu 10-15 oameni ca să organizăm această problemă. Dorim să decolmatăm zona, dorim să creștem și aici posibilitatea de a avea un volum mult mai mare de apă și să stocăm un volum mult mai mare de apă. Autonom înseamnă și automat acest lucru, că rețeaua din zonă crește, înseamnă că tot ce ar intra lateral creează remu și stă apa pe teren, mă rog, în canale și în voi. Este o altă lucrare, avem un baraj în zona Cărăsăului pe versanți. Între acest baraj și Crișul Negru s-ar putea crea o zonă unde volumele strânse în iarnă foarte frumos se pot conduce în aval pe o rețea și pe acea incintă, vedeți, discutăm de zona Cheșa, Petit, Cărăsău. Practic până în Crișul Negru am putea zona practic transforma într-o zonă unde creștem posibilitatea de a avea volume de apă. Discutăm de aproximativ 3 milioane de euro. Tot o lucrare, vedeți, un curs de apă de pe vremuri din cauza intervenției ierului a ajuns o simplă zonă unde se vede cândva a curs apa. Momentan nu mai este apă, stuf, este și papură. Se încearcă reabilitarea zonei pe ieri îngust. Discutăm de zona Diosic până în frontieră aval. Vedeți, Săcuienul este sus, Diosigul este aici între și discutăm de zona, dacă vedeți acele linii albastre, cândva au fost cursuri naturale, seminaturale, momentan există în starea în care o vedeți, încercăm să realimentăm zona și să, prin acest proiect, să asigurăm volume de apă. Avem o acumulare mare în zonă și ar fi una din surse dacă reușim să punem la punct zona. Aici am băgat și din această cauză am băgat acumularea Leșu, fiindcă am reușit să finanțăm Leșu în fine și este tot pe PNRR. Va trece într-un amplu proces de regândire a lucrurilor, va fi automatizat, digitalizat. Și băgăm toată zona din aval ca un coridor natural și coridor verde aproximativ pe 10 km. Plus am cerut proiectanților că aici intrăm deja în lucru, este un contract câștigat prin care încercăm să amplasăm pe suprafața Luciului în perspectivă pe baraj niște insule care sau vor fi racordate de versanți, dar oricum vom încerca să creăm ca o noutate niște zone naturale pe Luciu, să vedem dacă în principiu acestea se vor racorda bine. Se încearcă această problemă. Astăzi, detalii cum arată din păcate astăzi. Barajul, corpul barajului este în situație foarte grea, infiltrații imense, trebuie intervenit puternic. Momentan este gol acea zonă, până în 26 este prevăzut să se refacă totul și va asigura în zonă posibilitate de a
de a ridica nivelul freatic și a fi apă. Ca închidere, că nu vreau să vă rețin mult, trebuie să vă povestesc un pic. Pe Crișul Negru și pe Crișul Alb, în zona frontierei, aproape de frontieră, avem aproximativ 5 poldere. Poldere se numesc acele lucrări când este inundație, apă mare, faza a treia, apa îl putem lateral dirija într-o incintă care poate să fie de 20, 30, 40, 100 de hectare. Apa stă acolo, aproximativ volumele de apă care sunt milioane de metri cub, o săptămână, două, trei, o lună, după care se descarcă. N-am avut astfel de fenomene de foarte mulți ani, nu mai avem inundații. Aceste poldere, cândva când s-au conceput în anii 70-80, au fost prevăzute pe foste brațe moarte, pe foste zone unde era apă pe vremuri. Acestea figurează ca un deversor. Este nivelul digului, s-a coborât într-o zonă betonat ca un prag. Când crește aproape să treacă digul, mai bine intră acolo. Așa am explicat ca să înțelegem, nu vă dau cote, nu vă dau detalii tehnice. Noi am prins aceste poldere și astea sunt niște lucrări, cum să vă zic, niște noutăți în România, fiindcă am citit, lucrând în minister, am citit posibilitățile de finanțare a PNRR-ului pe ape. Și zonă verde, zonă umedă, automatizare, digitalizare și am creat o gândire prin care aceste praguri le spargem pe toate. Vom prevedea acolo niște lucrări care vor funcționa la practic și nu sunt noutăți că mai la vest decât noi există din Austria până unde trebuie. Vom crea niște lucrări și toate sunt câștigate, deci toate 5 sunt câștigate și aici discutăm de 10 de milioane de euro. Prin care vom înlocui aceste praguri cu o tehnologie prin care, de exemplu, la faza a doua, vom avea capacitate să introducem apă în acest polder, unde în mijloc avem o grămadă de brațe vechi morte și vom menține apa acolo. Practic, creăm o zonă umedă de 10 de hectare în interior. Și ținem acolo apa. Ținem acolo apa, creăm o zonă care nu va mai fi o zonă aridă, dar este mâna noastră posibilitatea de a alimenta. Chiar am prevăzut că sub aceste lucrări vor fi prevăzute stații de pompare de 1-2 metri cub pe secundă, care și în situații în care nu avem doar faza întâia sau avem nivel mic în Criș, vor putea alimenta aceste zone. Tot așa putem și evacua. Vom crea o posibilitate că în mâna noastră vor fi aceste suprafațe imense, practic, interne, care se numesc poldere, și vom putea crea niște zone umede, să zicem, că până la urmă, atunci când au fost măsurate aceste proiecte, a fost un punct în plus pentru noi faptul că am prevăzut aceste probleme. Și toate aceste poldere, noi avem pe Tămașda, pe Bihor, avem la Zerind, avem în Cigher, acesta este deja Crișul Alb. Dumneavoastră vedeți, discutăm de zona aceea, vedeți frumos îndiguit ce e în spatele cantonului nostru. Acolo, peste tot, aici suntem într-o fază de aproximativ faza a doua pe Crișul Alb. De la Dig în interior este Crișul Alb, eu zic că într-o cotă între faza a doua și faza a treia, vom putea alimenta acea zonă, în mijloc vor fi canale, brațe moarte și acolo stă apa. Și va putea, practic, pe perioada secetoasă să stocăm apa și să-l ținem în aceste... Vedeți, este una mai mică, pe Crișul Negru, 6,5 milioane de metri cub intră la Zerindu mic. Totuși, într-o condiție de vară în care avem 2-3 metri cub pe Crișul Negru, poate 1 milion de metri cub reușim să ținem afară. Asta exemple este următorul, este la Șicula, tot așa pică pe județul ăla de Crișul Alb. Eu trebuie să discut toată zona Crișurilor, fiindcă avem și celelalte județe în bazinul hidrografic. Sunt proiecte de 7, 8, 9, 10 milioane de euro și am prevăzut unul, vedeți, de 5 milioane de metri cub pe 700 de hectare în Amonte de Sălart, pe Barcău, fiindcă este o zonă foarte prielnică, avem și acolo un polder și am prevăzut și această lucrare și am câștigat finanțarea prin care reabilităm astfel aceste lucrări ca să creăm acele zone
în care, în care reușim să facem aceste lucrări. Asta este ca ultima lucrare. Creând aceste posibilități, ni se schimbă niște condiții de apărare. Am fost nevoiți să introducem și o lucrare de reabilitare a liniei de apărare, fiindcă modificând structura scurgerii și stocând apa afară, trebuie să avem siguranță. Deci, în principiu, ca închidere, ce v-am arătat până acum, finanțat, există 103 milioane de euro la ziua de astăzi, în ziua de astăzi. Mai avem niște lucrări, astea sunt clare deja, astea urmează în anii următori. Este o schimbare de gândire și din principiu că trebuie să ne orientăm către o direcție pe lângă gândirea noastră unde reușim să obținem banii. Bugetul statului român nu suportă acest bani. Deci trebuie să gândim niște lucrări în care avem finanțare din spre UE. Aceste lucruri îndeplinesc aceste condiții și părerea mea este că în 2, 3, 5, 6 ani încetul cu încetul se schimbă niște soluții, niște puncte de vedere, cel puțin aici în vestul țării. Suntem cu multe din aceste lucrări pionieri, deci nu există mai la S de către noi, nu s-au introdus încă, probabil se încearcă să se vadă ce va fi la noi și probabil urmează și mai încolo. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. În principiu, eu zic că încă o dată, 4, 5, 6 ani și se schimbă multe lucruri din acest punct de vedere, pregătindu-ne ce studii avem în fața noastră, următorii decenii vor însemna schimbări climatice de genul deficitului de apă. Vă mulțumesc frumos! Piesa pe care eu o voi cânta nu poate că doar să trag un semnal de alarmă la faptul că planeta suferă și se chinuie din cauza acțiunilor noastre, din cauza neglijenței și indiferenței noastre. Eu sper ca mesajul meu să ajungă la fiecare dintre voi. Thank you.
chiar așa rece. Contează. Așadar, ne-am întors la discuții, la topicul liber de astăzi și o să continuăm discuțiile cu domnul dr. Bora Florin Dumitru, pe care aș ruga să discutăm puțin despre de face pentru supraexploatare, pentru practic, pentru domeniul tău. În principal, poluarea cu metale grele și pesticide. Mulțumesc frumos! Sunt sigur că fiecare dintre noi am auzit de acel termen de metal greu. Ce nu s-a spus până acum e faptul că e vorba de densitatea lui, care e mai mare de 5 grame pe decimetru, și se acumulează în corpul nostru. De unde putem să luăm aceste metale grele? În principal din alimente, apă. Din alimente, din apă luăm aceste metale grele? Când spunem metale grele, face referire în mod direct la plumb, cadmiu, mercur, arsen.
Din păcate, la nivelul României avem câteva zone extrem de poluate cu aceste metale grele. Fac referire mult direct la zona Baia Mare, zona în care eu am născut. Și mă doare și acum să văd faptul că, din păcate, autoritățile care nu au luat nicio măsură pentru a evita poluarea și mai mult a naturii. Zona Zlatna, zone unde eu mi-am făcut partea de cercetări din cadrul doctoratului, unde, ca și rezultate finale, am ajuns la concluzia că, din punct de vedere al viței de vie, ea are anumite mecanisme naturale prin care se apără împotriva acestor metale grele. De exemplu, dacă concentrația de metal greu este în limitele suportabile pentru plântuță, cumva le blochează la nivelul rădăcinii și nu mai permite acumularea lor în lemnul anual, lemnul multianual și până în vin. Dacă concentrația de metal greu depășește anumite pragi în sol, atunci vița de vie și restul plântuților nu mai poate să rețină aceste metale la nivelul solului. Acestea intră în circuitul vegetativ al plantei și, în mod negreșit, final, în produsul final, fie că vorbim aici de cartof, de vin, de must, orice. Cea mai mare problemă acestor metale grele este faptul că, odată ajunse în organismul nostru, foarte greu mai pot fi eliminate. Avem și noi un mecanism natural prin care corpul nostru se, putem să-i spunem, la modul cât mai se depoluează. Orice metal greu, corpul îl mobilizează la nivelul femurului, după care vine cu un strat de calciu, îl blochează acolo, astfel încât să nu mai intre din nou în circuitul corpului. E singurul mecanism natural prin care putem să ne apărăm împotriva acestor metale. Sunt convins că ați urmărit și noastră știrile acum un an și ceva, când am primit ca țară pește cu o concentrație foarte mare de mercur dintr-o țară europeană. Nu dăm nume, că nu ăsta e rolul nostru, dar e un semnal de alarmă, pentru că aceste metale, aceste pesticide există și ne afectează foarte mult viața. Pare rău că antevorbitorii mei au plecat. Vreau să-i felicit pentru proiectele mărețe și foarte frumoase de viitor și pe colega noastră. Vreau doar să cred că... Oare mă auziți? Vreau doar să cred că materialele și tehnicile utilizate vor fi cele care vor fi eco-friendly, care nu vor, nu știu, ataca mediul, apele și mai mult cu diferite elemente din componența lor. Nu tot ce e metal e dăunător pentru noi, dar avem nevoie la nivel național de oarecare un sistem bine pus la punct de monitorizare acestor metale grele. Sigur că vorbim și de partea de agricultură, care, din păcate, dacă înainte de 89 chimizarea agriculturii lipsea cu desăvârșire, în momentul de față aceasta se face într-un mod, în cea mai mare parte se face într-un mod bun și foarte bun, dar sunt colegii noștri care, din păcate, ignoră regulile de bun simț în ceea ce privește depozitarea produselor fitosanitare înainte de folosire, în timpul folosirii și după. Dacă putem să împărțim cumva cea mai mare sau cea mai mare problemă în ceea ce privește poluarea, este vorba de poluarea solului, pentru că odată ce ajunge respectiva substanță activă, în cazul pesticidelor sau metal greu, în sol, el rămâne acolo blocat. În caz la apă, de exemplu, substanța activă cumva se scade concentrația, se diluează și nu mai e la fel de dăunătoare ca și în primă instanță. La fel și cu aerul. Dar la sol, din păcate, ea rămâne acolo. Sau metalul greu rămâne acolo. Și atunci avem nevoie de o finanțare destul de costisitoare pentru a depolua aceste soluri. În momentul de față, cea mai bună strategie de 20 de ani încoace a României este de a ignora solurile care sunt poluate cu metale grele, soluri care, sigur, nu mai pot fi redate, nu știu, agriculturii, în sensul bun al cuvântului. Sigur că la nivel internațional sunt diferite tehnici pentru depoluare. Vorbim aici de partea de zeoliți sau partea de anumite plântuțe care cumva reușesc să absorbă prin rădăcini și prin sistemul lor partea de metal greu din sol, mobilizează, îl duce în plantă. Această ultimă tehnică e una dintre cele mai
bine puse la punct la nivel internațional. Partea proastă e că ce se întâmplă cu planta când ajunge la momentul recoltării. Nu putem să o ardem, pentru că ducem metalele în poluare atmosferică. Nu putem să o îngropăm, că o ducem din nou în sol. Deci nu e chiar așa ușor. De-aia spun că vreau să felicit colegii mei și orice proiect ar avea, e foarte important. Dar cu mare băgare de seamă, pentru că tot ce face și tot ce am făcut noi până acum ca și oameni a fost două părți bune și una rea. Vreau să vă uitați la statistici în ceea ce privește gradul de viață al femeilor la nivelul municipiului Baia Mare. Cel mai scăzut. La fel și în Sladna. Sau cancerele. Cumva mai mare atenție în ceea ce privește, nu știu, produsele fitosanitare, noxele folosite care provin de la autoturisme personale, asta e din nou o altă discuție, dar cred că rolul meu cel mai important în această discuție este cum putem să reducem aceste metale și pesticide. Sigur că utilizarea unor soiuri cât mai bine adaptate pentru problemele secetă sau pentru anumiți dăunători sau diferite tehnologii care să nu polueze așa de mult solul cu aceste metale și pesticide care, din păcate, luptă și cu noi și împotriva noastră. Nu sunt împotriva produselor fitosanitare, având în vedere că la sfârșitul zilei cu ele și prin ele am mâncarea, dar vreau cumva să atenționez colegii care folosesc, să le folosească într-un mod cât mai responsabil. Dacă ar fi să mă întrebați pe ce bază fac aceste afirmații, încă din 2006 am studiat poluarea cu metale grele la nivelul orașului Baia Mare, prin lucrarea de licență, prin lucrarea de masterat, două masterate, un doctorat, o teză de abilitare și peste 70 de articole publicate la nivel internațional care tratează același fenomen. Fenomenul de poluare. Fie că ne place, fie că nu ne place, nu ține cont de clasa politică. Și se măsoară prin probleme de sănătate. Am făcut determinări la probe de metale din sucuri naturale, din băuturi, din sol, profilul de sol, din material vegetal, din probe de pește. De 4 ani încerc să dezvolt o metodă pentru a fi utilizată în fiecare bucătărie. Cum reușim noi să scădim concentrația de metale de pe suprafața fructelor? Cu ce avem noi în casă, nu cu ce avem în laborator. În momentul de față, cea mai bună tehnică e apă de robinet cu oțet, 5% și 10%. Nu e o tehnică imitată de mine, e o tehnică doar pusă în practică, care se plasează foarte bine pe anumite segmente de fructe și legume, iar pe alte segmente, din păcate, rezultatele nu sunt la fel de bune. Iar de un an și ceva mă ocup cu determinarea de metale grele din probele de miere și probele de sol. Sigur că stupina cu de unde au recoltat probele de sol a fost la distanță față de principale surse de poluare, care sunt iazurile de decantare de la Buzânta Mare și, sigur, iazul de decantare Auro din Tăuții Măgreuși, ambele din Marea Mureș, fostele mine, Herja, Băița, iar dacă ar fi să mă întrebați ce concentrație am găsit, pot să vă spun că sunt depășirea ale limitelor maxim admise de peste cu 2-3. Deci sunt duble în raport cu legislația națională. Iar dacă mergeți în piața de alimente din Baia Mare, o să întrebați de acolo bătrânii dacă mierea îi bio și eco. Și o să vă spună că da, e bio și eco. Și tot ce e acolo e bio și eco. Ar fi foarte important de spus că în zona Baia Mare e o zonă poluată, adică nu e o poluată geologic. Efectiv, în solul respectiv sunt concentrații ridicate de zinc, de cupru, pentru că acolo au fost minele și logic. Nu poți să faci o mină într-o zonă în care concentrația acestor metale este mică. Nu ai nicio eficiență economică. Dar faptul că noi, ca și nație, nu am reușit să gestionăm corect aceste produsele care revin în mod normal de la
de la fostul combinat din Baia Mare, am avut de suferit. Aceleași probleme au fost și sunt în momentul de față și în Zlana și în alte zone. Fac tot timpul trimitere aceste două zone pentru că doar pe ele le-am studiat și nu pot să-mi dau cu părere despre alte zone. Discutam mai devreme cu o doamnă profesor, am înțeles colegă la Universitatea din Oradea. Am realizat și probe de pesticide din sedimente, din probe de apă, probe de pește. Probele le-am primit din partea colegilor noștri din Moldova, de peste Prut. Concentrația acestor metale și pesticide a fost sub limitele maxim admise, nu au fost probleme, dar, din păcate, au fost identificate urme de anticoncepționale în sedimente și urme de substanțe active folosite în tratarea cancerului de prostată la bărbați. Adică nu am găsit metale și pesticide, am găsit ceva mult mai grav. Din păcate, va trebui să fim mult mai atenți. Nu vreau să stric imaginea colegilor mei antivorbitori și eu am planuri foarte mari să vin cu diferite tehnici bine puse la punct, astfel încât să reușim la nivelul județului Maramureș și după care în România cu tehnici de poluare. Iar tehnica cu zeoliți e extraordinar de scumpă și din păcate nimeni nu susține, nici măcar un plan foarte bine pus la punct de cercetare și de finanțare nu ne permite realizarea acestor demersuri de depoluare. Avem și o altă mare problemă cu solurile la nivel național, partea cu acidifierea lor, creșterea. Până la urmă putem să vedem că toate aceste tehnologii bune, rele din agricultură au ajutat într-o oarecare măsură și într-o mică măsură ne-au și încurcat. Dar nu am nimic împotriva produselor fitosanitare, să ne înțelegem. Asta e cel mai important aspect pentru mine. Toate cercetările mele și tot ce ține despre părerea mea personală și ca cercetător despre metale grele și pesticide, o găsiți pe internet. Lucrez la USAMV încă de anul trecut. Înainte să lucrez la USAMV, am fost director științific la stațiunea Brăila, unde am avut în subordine 3.000 de hectare în insula Marea Brăilei și am fost șef de laborator în cadrul stațiunii de viticultură și vinificație Târgu Bujor. Și sunt conștient și înțeleg foarte bine importanța produselor fitosanitare. Și de asemenea, dacă îmi permite să fac o recomandare, dacă aveți cunoștințe care folosesc aceste produse fitosanitare, cumva personalul care lucrează în prima linie cu ele a trebuit instruit, nu la modul atenție să nu înghiți, atenție să nu se întâmple ceva, instruiri odată la, nu știu, în fiecare an, verbale, practice, de câte persoane care înțeleg. Pentru că avem colegi care au lucrat și la JDV și în alte firme foarte mari cu diferite probleme în sănătate după aplicarea acestor tratamente. Nu sunt măsură să trag aceste semnale de alarmă, dar cred că suntem o mare familie, suntem colegi până la urmă, unii cu mai multă experiență, alții cu mai puțină experiență, dar trebuie să ținem cont că ne jucăm cu viața unor colegi. Vreau să vă anunț faptul că la nivelul USMV-ului avem și un ghid prin care ajutăm colegii mai tineri și cu lipsă de experiență în folosirea și manipularea în mod corespunzător a acestor produse fitosanitare și cam asta pot eu personal ca și cercetător și ca și universitate pe care o reprezint aici. Sigur că întrebările și orice obiecțiuni vă aștept pe adresa de mail sau prin colegul nostru. Mulțumesc frumos și a fost o plăcere să fiu astăzi în mijlocul vostru. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru afirmații și pentru cercetările pe care le-a dovedit de-a lungul anilor. Este o cercetare enormă, adică doar tu știi cât ai muncit și cât ai dovedit de-a lungul anilor. Te felicit pe această cale și îți doresc în continuare să ai activitate la fel de importantă. Acum aș dori să predau cuvântul domnului Arci Andrei. Dacă ne poate spune câteva aspecte despre de ce sunt importante aceste zone umede și cum am putea interveni pentru refacerea florii.
Da, mulțumesc că mi-ați reamintit despre ce trebuie să vorbesc, pentru că de obicei nu mă pregătesc, îmi place stand-up-ul ăsta de mediu. M-am gândit așa, până acum s-au discutat proiecte tehnice, s-au abordat subiecte care au legătură foarte mare cu niște lucruri legate de știință. O să încerc să vă spun două povești scurte, pe înțelesul tuturor de data asta încercăm, și care să vă arate ce fac ONG-urile de mediu pentru conservarea zonelor umede sau protejarea zonelor umede și în același timp de ce importanța practic o să o deducem din activitatea pe care o să vă prezint, pentru că o să vedeți ce paralele se pot face. O să încep cu subiectul 1, că mi-am împărțit în două teme discursul. Aproximativ în urmă cu 2 ani, cei de la Parcul Natural Văcărești din București, probabil ați auzit de el, este singurul parc natural declarat prin lege care este într-o zonă urbană în România, au contactat o serie de parteneri din România pentru a realiza o rețea pentru natură urbană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la orașul București, la inițiativa orașului București, s-au raliat alte 10 orașe, printre care și Oradea, pentru a declara o astfel de arie naturală urbană. Probabil ați mai auzit conceptul ăsta prin presă în ultimul an, pentru că am făcut niște evenimente și conferințe legate de tema asta. Mi-am asumat oarecum coordonarea desemnării acestei arii naturale urbane, care este o corvoadă legislativă până acum și nu există nicio certitudine că se va materializa vreodată. Vreau să vă spun că există 3 ONG-uri la nivel de oraș de mediu care s-au coalizat, e vorba de Ecotop Oradea, Centrul pentru Arii Protejate și Aqua Crisius, pentru a face toate studiile de biodiversitate, a vedea ce specii avem și a propune anumite folosințe pe care să le punem primăriei cumva sub nas pentru a le lua sau nu de bune și pentru a le implementa în favoarea cetățenilor orașului. Ce înseamnă aceste arii naturale urbane? Înseamnă niște zone, fie ele de-a lungul unor ape sau nu. În Oradea, tocmai de asta mă leg de treaba asta, fiind vorba de zone umede, noi propunem de la intrarea în oraș până la ieșirea din oraș, de-a lungul Crișului Repede, crearea unui așa zis culoar verde, că s-au tot amintit aceste două cuvinte, care să primească statutul de arie naturală urbană. Asta înseamnă o arie în care cetățenii să-și poată desfășura activitățile de zi cu zi, mă refer la cele de petrecerea timpului liber mai mult decât la cele profesionale, deși unii s-ar putea să-și ia laptopul să lucreze și pe malul Crișului, mai ales vara, de ce nu? Cred că mai avem Wi-Fi gratuit, nu? Dat de primărie prin zonele astea. N-avem curent, avem baterie. Așa. Și exact, uite, cei de la NAM știu că avem și 5G și 4G, deci ok. Ideea este de a conferi un anumit statut de protecție acestei zone. Ce înseamnă asta? Înseamnă să, pe românește spus și foarte simplu, să oferim de o betonare excesivă. Adică să încercăm să avem ceea ce avem și acum, încă niște maluri naturale sau semi-naturale. Cei care sunteți aici din Oradea știți că zona Silva și din Amonte, de unde intră Crișul în oraș, este o zonă destul de semi-sălbatică, e arealul care se suprapune peste captarea de apă a orașului Oradea, care este în administrarea Companiei de Apă Oradea, unde există o zonă de biodiversitate extraordinară, pentru că acolo, fiind zonă de protecție sanitară, nu se prea pot face activități umane, ceea ce e foarte bine pentru biodiversitate. Iar în aval de Oradea, după priza de apă, la fel e o zonă în care Crișul are un curs semisălbatic, care ar putea fi valorificat în interesul cetățenilor, dacă pot să spun așa. De ce e importantă această zonă? E foarte important să înțelegeți că, în primul rând, avem niște specii de mamifere, păsări, amfibieni și pești, care de obicei nu trăiesc în orașe, dar este
excepțional faptul că le avem în Oradea, asta înseamnă că malurile încă suportă biodiversitatea. Avem castor, avem vidră, avem pescăraș albastru, de exemplu v-am enumerat niște specii care sunt strict protejate în acest moment de lege, avem specii de pești calinul, care este o specie pe cale de, nu neapărat pe cale de dispariție, dar o specie care al cărui număr de exemplare a scăzut foarte mult în România și totuși îl avem în centrul orașului Oradea încă, asta înseamnă că și calitatea apei este relativ ok, dar în același timp avem o zonă în care noi, orădenii, putem să ne conectăm cu natura. Asta e cel mai important, pentru că sintagma pentru oameni și natură este pe cât de greșită, pe cât se poate de greșită, scuze. Omul este parte a naturii. Nu știu dacă de câte ori mergeți într-o pădure sau vă plimbați de-a lungul unui râu, vă simțiți oarecum mai bine sau mai relaxați în general decât dacă v-ați plimba, nu știu, de-a lungul unei șosele de centură aglomerate în care vâjie traficul în urechile noastre. Asta înseamnă că păstrând aceste zone, în primul rând ne ajută și pe noi, pentru că sănătatea umană este direct legată de tot ceea ce înseamnă natură și natură în zone umede, bineînțeles, logic. Și în același timp ne și purifică sufletește, ca să ajung și în alte zone puțin mai neștiințifice cu discursul. Poftim? Așa, scuze, am crezut că mi-a zis ceva. Și de asta, împreună cu Cluj-Napoca, Brașov, Bistrița, Iași, Brașov și așa mai departe, Piatra Neamț, încercăm să creăm această rețea. Am reușit în urma unor negocieri de peste un an de zile cu cei de la Ministerul Mediului să introducem în ordonanța de urgență a Guvernului 57, care reglementează statutul arilor naturale protejate în România, a expresiei arii naturale urbane. Încă nu știm exact cum vor fi ele asimilate ca grad de protecție cu ceea ce există în momentul acesta în legislația europeană sau în legislația națională, dar e important că avem un punct de plecare și voiam să subliniez că asta este una din chestiile pe care ONG-urile de mediu le fac, adică policy making, crearea de politici publice de mediu, crearea de sesiuni de advocacy și lobby cu autoritățile. Nu suntem doar cei care strigă la lună și se leagă cu lanțuri de arbori, cum vedem pe la televizor. Suntem, eu zic, relativ profesioniști și încercăm să facem o treabă cap-coadă, astfel încât să beneficieze societatea de tot ceea ce se poate, de tot ceea ce poate să beneficieze din punct de vedere al conservării biodiversității și al naturii. Asta despre proiectul cu ariile naturale urbane, care în Oradea coincid cu zone umede. A doua chestie despre care o să vă povestesc foarte scurt, să înțelegeți încă o dată de ce sunt importante și pentru biodiversitate aceste arii naturale. Area mea de lucru din ultimii ani s-a rezumat la Munții Pădurea Craiului. Organizația noastră și-a desfășurat activitatea acolo în ultimii, din 2007 până astăzi, nu prea îmi place matematica, așa că ultimii 17 ani, ceva de genul, bine am zis, așa, 16 ani. Și una din chestiile foarte de suflet pe care eu le-am luat și personal și le-am dus până în pânzele albe, prin podcasturi, prin conferințe și peste tot pe unde am umblat, este descoperirea racului bihorean. Împreună cu colegii și prietenii noștri, deja că lucrăm împreună din 2004 de la Universitatea de Vest din Timișoara, care au făcut această descoperire, de fapt nu ne-o atribuim noi am contribuit doar la ce urmează să vă spun. Am descoperit în 2019 că un rac care se credea de foarte mult timp că este o altă specie, este de fapt altă specie. Știu, exprimarea asta nu zice nimic. Practic se credea că racul de ponoare populează toți Carpații Vestici în România, între Dunăre și Barcău, dar surpriza a fost că în urma unor analize atât ADN cât și cu ochiul liber, ca să nu zic fenotipice și genotipice, s-a constatat că de fapt această specie este
o cu totul alta, care a disjuns, s-a rupt, să spun în română, chestia asta dintr-o specie din Croația. Adică apusenii s-au plimbat de-a lungul erelor geologice până au ajuns din zona Croației de astăzi, până au ajuns unde sunt acum, iar împreună cu plimbarea apusenilor s-a plimbat și racul care trăiește în râurile acestor munți. Arealul racului Bihorean, îi spunem racul Bihorean pentru că exemplarele tip care au fost depuse la Muzeul de Istorie, nu de Istorie, de Istorie Naturală, Antipa, cred că așa îi spune, au fost recoltate din zona Damiș, din munții Pădurea Craiului, în comuna Bratca, și am zis, hai să fie racul Bihorean, să avem și noi o mândrie. Deci, practic, aceste zone umede pot să, pe lângă că sunt casă pentru biodiversitate și sunt casa unor specii extraordinare, endemice, adică care se găsesc doar aici, în bazinul Crișului Negru, Crișului Repede și al Arieșului Parțial, pentru că ăsta este arealul de răspândire a racului Bihorean. Ce putem face noi, nu știu de unde am început și unde am vrut să ajung, în fine, n-are importanță, ce putem face noi să menținem aceste zone funcționale, atât ca habitat pentru specii, dar și pentru ca noi să ne putem bucura de existența acestei specii foarte importante. În ultimii ani, de exemplu, am luat aproape toate râurile și pârâurile din zona dintre Arieș, Crișul Negru, Crișul Repede, la Puricat. Am făcut analize genetice pe tot ceea ce a însemnat apa din aceste râuri pentru a vedea dacă prezența acestui rac se confirmă, chiar dacă nu l-am văzut cu ochiul liber, i-am găsit ADN-ul în apă. Am lucrat cu comunitățile locale pentru ca aceștia să înțeleagă că acest rac, de exemplu, pe Valea Iadului, știți, în zona Remeți, cei care și din Cluj veniți probabil unii acolo, exista o tradiție foarte frumoasă de a prinde acești raci și a-i pune pe disc la prăjit, deși nu rămâne nimic să mănânci din ei. În fine, n-are importanță, se practica. Am încercat să facem lobby la aceste pensiuni și la tur operator să o lase mai moale puțin cu prăjitul racilor, pentru că e o specie importantă. Și acum, stai, de acum încolo, pentru că până acum n-a fost introdusă în anexe, deci nu puteam să o, decât ca torențiu, știi, ca rac de ponoare, în fine, dar bine că era așa. Da, exact, exact. Să lasă cu amendă și dosar penal, dar n-am mers chiar până acolo, pentru că altfel probabil ne-ar fi dat afară din pensiune, dar am încercat să discutăm frumos cu toți factorii interesați, am făcut diverse conferințe și întâlniri pentru a discuta importanța acestei specii și ne luptăm în continuare la nivel de tot ce înseamnă Pădurea Craiului să conservăm aceste habitate de râuri împreună cu administrațiile locale, împreună cu alți actori locali interesați, de la oameni de afaceri, la tot ceea ce înseamnă factori interesați, de fapt, toți oamenii care ar putea să aibă sau au o influență asupra existenței acestei specii. Deci, practic, ne-am ales cu un rac, îl ducem mai departe, ține de noi toți până la urmă cum ducem mesajul importanței conservării acestor specii atât de extraordinare, care nu se mai găsesc nicăieri altundeva în lume, și în același timp ține de noi toți despre sau faptul cum ne raportăm la natură și la aceste zone umede. E foarte important de la, nu știu, a transmite unora și altora, băi, hai să ne bucurăm de apele curate pe care încă le avem, pentru că uite ce se întâmplă în ele, până la a încerca să avem niște acțiuni cât mai puțin dăunătoare asupra acestor ape, de la deversarea de dejecții până la inclusiv aruncatul cu pietre în apă, uneori poate duce la moartea unor specii care trăiesc în acele pâraie. Acum zic, nu zic să nu aruncați cu pietre în apă, că și eu am făcut asta ca copil fiind, adică și nu cred că am omorât prea mult, dar e important să avem întotdeauna gândire proactivă. Și cu ce vreau să închei, completând ce a spus Diana, să știți că peste 40% din speciile care trăiesc pe planeta asta trăiesc în zonele umede de pe continente. Nu în oceane, nu mă refer la oceane și mări, ci mă refer la
toate speciile, peste 40% din speciile continentale, scuzați-mă, trăiesc în zone umede care ocupă 3% din această suprafață. Deci, practic, restul de 60% de specii trăiesc pe tot restul, pe toată suprafața, 90, ce am zis? 40, pe ceilalți 97, exact. Scuze. Da, deci astea sunt niște lucruri foarte importante la care trebuie să ne gândim de câte ori facem ceva care poate avea impact în natură. Nimeni nu spune să umblăm, să trecem la umblatul în pielea goală pe stradă sau prin pădure, nu despre asta e vorba, ci să facem mai cumpătat și mai cu atenție tot ceea ce facem. Și sper că am încercat, sau am reușit de fapt, am încercat și sper că am reușit să vă zic câteva cuvinte despre munca noastră din ultimii ani, pe lângă celelalte, nu știu, zeci de proiecte și alte cele care sunt puțin mai tehnice, le-am căutat pe cele mai apropiate de societate și care sunt pentru o cauză de mediu și socială în același timp. Vă mulțumesc! Este foarte important să avem astfel de oameni în comunitate care implementează proiecte foarte importante pentru noi și tot pentru societate. Acum aș dori să predau cuvântul domnului Togor Violet Claudiu și am dorit să discutăm despre cum am putea restabili multiple beneficii pentru oamenii. Da, mă uitam seara că a prins butonul roșu, dar i-a prins. Aș vrea să îi mulțumesc domnului pastor și lui nu-i spun domn, că oricum e domn, lui Andrei, că mi-au ridicat niște mingi la fileu prin tot ce au prezentat. Mă tot gândeam despre ce anume să povestesc eu la tema asta, care este extrem de vastă și complicată. Și am zis că hai să încercăm să analizăm dacă există o contradicție, un conflict în ceea ce înseamnă zone umede, arii naturale protejate, și aici le-aș băga pe amândouă, ca și concepte, și interesul comunității. Apa este un suport al vieții și așa cum spuneau și antevorbitorii mei, în zonele umede biodiversitatea este extrem de mare. Acum, dacă ne referim strict la zone umede, așa cum spune definiția acestor zone, reprezintă ecosisteme extrem de complexe, situate undeva la limita între uscat și apă. Zone naturale, dar pot fi și artificiale, așa cum spunea și domnul pastor. Povestea de acele poli. Zone în care apa este puțin adâncă, zone în care este un echilibru extrem de fragil, zone în care biodiversitatea este foarte dezvoltată și complexă. Zonele astea au fost foarte intens studiate de biologi, botaniști, zoologi, geologi, hidrologi, paleontologi. Din studiul lor, ca și una dintre concluzii, a fost că multe din zonele astea umede trebuie să fie și protejate, pentru că ele reprezintă o valoare din punct de vedere științific, pentru că ele reprezintă o valoare prin biodiversitatea pe care o adăpostesc. Acum, care este relaționarea cu comunitățile locale?
Multe din zonele acestea umede oferă o serie de cum le spune Andrei, servicii de ecosistem. Mulțumesc. Și acum nu vreau să folosesc cuvintele alea foarte șablon dintr-un limbaj de publicații științifice sau de ONG. Aș vrea să vedem serviciile astea de ecosistem prin prisma ochilor noștri. Există multe zone umede care au o importanță ecologică deosebită. Nu degeaba încearcă domnul pastor Aba Crișuri să promoveze, să realizeze o serie de proiecte de renaturare. E vorba de conservarea umidității, reglarea nivelului hidrologic și toate celelalte care intră aici. Controlul eroziunii. Bun. Un alt beneficiu pe care îl au pentru comunitățile locale, zonele umede, este cel economic. Nu mă gândesc doar la agricultură, acvacultură, pescuit, braconaj și toate cele care intră aici. Mă gândesc că multe din produsele care au fost exploatate de-a lungul timpului din zonele umede, papură, stuf, au însemnat mult timp materiale de construcții pentru extrem de multe comunități. Acum, normal, trăim în 2023, s-au cam schimbat tehnologiile, dar tradiția spune că astea totuși reprezintă valori pentru multe comunități locale. Întrebarea de la care am pornit era dacă există o contradicție, un conflict între arii naturale protejate și comunitățile locale. Nu cred că vom avea un răspuns la întrebarea asta, nici nu doresc să am un răspuns. Părerea mea personală este că lucrurile merg oarecum în paralel și trebuie instituțiile statului, societatea civilă, specialiștii să stea la masă și să argumenteze fiecare punct de vedere. Avem extrem de multe exemple de zone umede care pur și simplu s-au pierdut prin intervenții ale omului, care la momentul respectiv au fost justificate. Nu? Numai aici, la noi, în Bihor, dacă ne aducem aminte de acele proiecte de regularizare a văii Ierului ca să se redea agriculturii terenul. E o investiție justificată până la urmă, dar nimeni nu a stat să cântărească cu adevărat și să aducă argumente în fața decidenților cu privire la, de fapt, ce este cel mai important. Practic, prin regularizarea care s-a făcut, Bihorul, omenirea, a pierdut o zonă umedă importantă, care acum încearcă să fie renaturată prin costuri enorme. Aceste costuri însă afectează biodiversitatea, pentru că, practic, oricât am vrea, natura lucrează mai departe, nu se oprește într-un canal sau într-un lanț betonat sau într-un
câmp irigat sau nu. Natura se adaptează, întotdeauna găsește un echilibru undeva. Pentru comunitățile locale este important să aibă mâncare, nu? Și de aceea, probabil, argumentul la momentul potrivit, la momentul respectiv, a fost să câștige agricultura teren. La fel de important este și în momentul de față să avem o agricultură competitivă, dar în același timp cred că există nevoia să avem zone umede, zone naturale, cât mai bine protejate. Abordarea din acest punct de vedere este diferită dacă întrebăm pe Baciu, cum vreți dumneavoastră să-l cheme, din Salard sau pe profesorul universitar de la care universitate vreți, fiecare are argumentele lui. Cred că e important să punem în vedere fiecăruia dintre factorii interesați să conștientizeze valorile existente, să înțeleagă, de fapt, de ce este importantă o mlaștină, o turbărie sau un lac sau o zonă cu meandre, o baltă, inclusiv pentru comunitatea locală. Există foarte multe exemple de bună practică. Zone în care înainte nu exista niciun fel de profit economic de pe urma unor zone inundate sau poldere sau lacuri de acumulare sau zone mai mlăștinoase. Zone în care dezvoltat o serie de activități de turism, care înseamnă nu doar potești tematice, înseamnă inclusiv servicii de cazare, masă, organizarea unor evenimente și așa mai departe. Cum putem implica comunitățile locale în protejarea zonelor umede, într-un management durabil, folosind limbajul de lemn, pentru ariile naturale protejate. Eu cred că educația, informarea sunt elementele necesare, elementele de la care trebuie să pornim. Și la care aș adăuga nevoia acelor acțiuni de menținere, de management durabil, de renaturare. Și aici este rolul specialiștilor. Sper că nu v-am plictisit foarte mult și ați căutat și dumneavoastră, împreună cu mine, să găsiți un răspuns la întrebarea inițială. Mulțumesc! Nu să intru direct în prezentare, pentru că prezentarea vizează un proiect pe care îl avem în momentul de față în desfășurare noi ca și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. În schimb, am să continui cumva pe ideea prezentată de către George și, ce să spun, faptul că sunt ultimul vorbitor îmi permite să fac o analiză a panelului de discuții. Îmi pregătisem deja abordarea exactă a problemei serviciilor ecosistemice. De ce? Pentru că, de fapt, de acolo pornește tot. Și de acolo pornește înțelegerea asupra zonelor care necesită stare de conservare,
De acolo pornește totul cu privire la relația cu comunitățile locale și implicarea acestora. Și înainte să intru în subiect, am să spun două, trei cuvinte despre Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, pentru că e vorba de o instituție tânără, zic eu, cu o vechime mică, care încă se solidifică. Este o instituție cu anvergură națională, aflată în subordinea Ministerului Mediului și care de puțină vreme a preluat, să zic, atribuțiile de custode, administrator pentru arii naturale protejate din România. O activitate pe care până la momentul înființării acestei agenții preponderent a fost derulată de către colegii mei de aici, de la acest panel, de către ONG-uri sau unele autorități locale. De-a lungul anilor au făcut o treabă bună, atât ei cât și autoritățile locale, care s-au implicat într-adevăr și au înțeles importanța ariilor naturale protejate. Și, să zic, istoria mea profesională mi-a permis ca să interacționez pe acest sector cu, atât cu partea de factori interesați, factorii co-interesați, cât și cu cei care la momentul acela derulau aceste activități, în speță partea de ONG-uri. Întorcându-mă la istoria de atunci, am descoperit cea mai mare problemă pe care o aveam eu în calitate de custode din partea unei autorități locale și dânsi în calitate de custozi din partea ONG-urilor, că pentru comunitățile locale, da, area protejată era privită ca un baubau. Folosesc termenul de baubau pentru că este cel pe care l-am folosit și când am preluat această funcție și în care spuneam același lucru. Area naturală protejată nu e un baubau. Nu e o frână în calea dezvoltării, nu creează probleme pentru comunitățile locale, ci dimpotrivă este un plus, este o plusvaloare. Numai că problema noastră cea mai mare, de fapt, a tuturor celor care suntem implicați în zona asta de mediu și pe partea de conservare a biodiversității, și nu doar pentru conservarea biodiversității, e, de fapt, identificarea unui limbaj corect pentru a ajunge la comunitățile locale. Pentru că limbajul folosit de către ONG-uri în perioada în care au fost custozi n-a reușit să implice comunitățile locale și nici să schimbe înțelegerea cu privire la arele protejate. La fel, nici dacă vorbim de instituțiile publice, la fel n-am reușit să-i facem să privească altfel arele naturale protejate. Și vorbind de serviciile ecosistemice, da, cred că pornind de la ce a spus colega noastră arhitect Diana Codrean, că zonele umede, da, reușesc să atragă foarte mult bioxid de carbon, ceea ce înseamnă un lucru bun pentru societate, pentru noi toți. Dar nu numai dacă ne uităm la zonele umede, dar dacă mergem mai departe, pe zona de fond forestier, etc., înțelegem că, de fapt, serviciile ecosistemice au o foarte mare legătură cu valoarea economică. Și că, de fapt, totul se rezumă la valoarea economică. Și că autoritățile, comunitățile locale vorbesc un singur lucru, cum zicea Andrei și George. Papa, ce facem noi? Da? Și atunci cred că cea mai mare provocare pentru noi toți este cum reușim să comunicăm cu comunitățile locale faptul că pot să facă activități economice fără să afecteze mediul, fără să intervină în fondul forestier, fără să intervină în zonele umede, prin desecare, prin alte metode, să zic, care să afecteze habitatele de acolo, și să utilizeze toate aceste resurse
de o manieră durabilă, astfel încât să le producă plusvalare, venituri. Și cred că ce ar trebui să facem noi, cu toții, ar fi să lucrăm la o legislație care efectiv să solidifice o modalitate de calcul pentru a da o valoare economică fiecarei resurse dintr-o zonă de arie naturală protejată. Reală, reală, desigur. Adică să facem un calcul în care să arătăm oamenilor, băi, uite, dacă tai pădurea, nu știu, iei pe un metru liniar de lemn 700 de lei. Dacă rămâne pădurea în picioare și calculăm în certificate verzi, poate obții mai mulți bani. Și pădurea îți rămâne în picioare, sigur o închiriezi pe o perioadă de timp, dar obții niște bani, pădurea rămâne acolo, se produce mai mult oxigen, se atrage mai mult dioxid de carbon și în felul ăsta cumva lucrurile merg mai departe de o manieră durabilă. Totodată cred că toată partea de gestionare a ariilor naturale protejate trebuie corelată cu activitățile de turism, astfel încât managementul destinației, de care tot vorbim de foarte mulți ani, managementul destinației din punct de vedere turistic și managementul destinațiilor pentru care avem legislație în momentul de față, dar la fel nu este funcțională și nici racordată la realitățile de acum, cred că ar trebui din nou să începem să o legăm cu ceea ce avem în momentul de față ca și legislație pe mediu și pe zona de arii naturale protejate. Și dacă veți face propune de modificare a acestei ordonanțe, cred că ar trebui să luați în considerare și astfel de aspecte. Zic să faceți pentru că noi, în calitate de instituția statului, facem propuneri, dar acoperirea, din punct de vedere al informațiilor și al interacțiunilor, poate să fie mult mai interesantă și dumneavoastră să strângeți mai ușor informațiile din zona asta de științifică, din zona, să zic, a ONG-urilor, astfel încât să le puteți transmite mai ușor decât dacă o facem noi ca și instituție publică, pentru că uneori lumea se uită la noi, la instituțiile publice, ca și la un adversar, nu ca și la un partener. Și dacă ne uităm cel puțin la nivelul județului Bihor, cred că acolo unde am colaborat pe zona de destinații, cred că am reușit să facem lucruri mult mai bune și care să dăinuie. De-aia astăzi putem să vorbim de CAPD de Bihor, care există de foarte mulți ani, și de aceea putem să vorbim și de Ecotop Bihor, care există la fel de foarte mulți ani. Când colaborare de-a lungul anilor cu diversele entități ale administrațiilor locale au reușit să facă niște proiecte împreună, astfel încât anumite zone să rămână mult mai bine conservate decât ceea ce se întâmplă, să zic, în alte județe. La nivelul județului Bihor, încerc să fiu cât de cât scurt, dar acum trebuie să vorbesc și despre lucrurile astea care ne vizează cumva pe toți, că e important. La nivelul județului Bihor avem peste 100, avem 105 arii naturale protejate. Deci, ca și număr, cum să spun, e probabil cel mai mare din țară. Zic probabil. Dacă luăm ca și suprafețe, deja nu știu. Din care peste 66 sunt rezervații. Avem 13 arii speciale de conservare. Avem 18 sciuri. Avem, nu știu, 16 spauri. Deci, cum să zic, o multitudine, da? Capacitatea instituțiilor și a ONG-urilor de a gestiona numărul ăsta mare de arii naturale protejate este redus. Oricât am fi noi, la un număr atât de mare, n-am reușit să le gestionăm. Am uitat să spun că avem și două parcuri naturale. N-am reușit să le gestionăm. Și, de fapt, din nou ne întoarcem la aceeași problematică, da? Comunitățile locale. Și, de fapt, cheia la tot ceea ce am discutat noi astăzi aici e cum ajungem la comunitățile locale, cum ajungem să identificăm limbajul corect și cum reușim să rescriem legislația astfel încât
pentru comunitatea locală să poată să înțeleagă că a avea o arie naturală protejată, a avea o zonă umedă, reprezintă un beneficiu economic care poate fi valorificat. Mult mai ușor decât prin alte lucrări clasice, da, pe care le spunea și George adineori, cu cum au învățat comunitățile, să taie lemnul, să utilizeze, cum îi spune, stuful și așa mai departe, da? Adică deja am evoluat atât ca și societate, cât și ca noi am evoluat aici. Comunitățile rurale încă au rămas, să spun, la un nivel destul de, nu de redus, dar cu mobilitate mică și cu rezistență la schimbare. Și cred că pentru noi toți, de fapt, provocarea este să scriem această legislație pentru a da valoare reală fiecărei zone dintr-o arie naturală protejată și să ne găsim, nu știu cum, să punem toți la un loc tot ce am identificat de 30 de ani prin comunicarea cu comunitățile locale, să punem expertiza câștigată astfel încât să înțelegem care ar fi abordarea corectă spre ei. Că până acum nici unii, nici alții încă n-am găsit-o. Asta e realitatea. N-am găsit-o. Și cred că este absolut necesar să putem să facem lucrul ăsta cât mai repede, pentru că schimbarea climatică există, niciun dubiu. Pot să vă spun că anul trecut, la nivelul județului Bihor, seceta a afectat în mod grav toată partea de specii și de habitate. A fost o luptă între autoritățile locale și protejarea naturii pe resursa de apă. Pot să vă spun că am avut foarte multe voi secate, am avut foarte multe zone de unde s-au făcut captări suplimentare de apă pentru comunitățile locale și a rămas natura fără apă. Și atunci ajungem în situații din astea în care se bat cele două elemente, omul cu natura, da? Și ne întoarcem la întrebarea, sunt cele două, zona umedă cu zona de arie protejată, sunt ele în contradicție? În momentul de față, întrebarea e cum vom reuși să le ținem pe toate în viață raportat la resursa de apă. Care resursă de apă, pot să vă spun sigur că din studiile pe care le-am făcut, analizele pe care la care am avut acces din 2014 încoace, județul Bihor, an de an, are o problemă cu scăderea resursei de apă. Pentru agricultură, de la un necesar, ca să înțelegem cum privim lucrurile, de la un necesar de 500 de litri pe metru pătrat anual, cât ar trebui ca să poată să fie o agricultură bine făcută, în județul Bihor vorbim de 250 în scădere. Prin urmare, lupta pentru resursa de apă va fi tot mai mare. Și atunci, de fapt, ne întoarcem din nou la comunitatea locală cu care va trebui să purtăm discuții serioase și să găsim modalitatea, limbajul cel mai potrivit, astfel încât să-i facem să înțeleagă că tăierea pădurii nu mai este o soluție, că desecările nu mai sunt o soluție și că intervenția asupra habitatelor și speciilor în mod brutal nu va face nimic altceva decât să ia, cum să zic, să taie și mai mult din acele secunde pe care le mai avem, că așa suntem în momentul de față, dar până la irreversibil, mai avem, nu știu, o secundă parcă. La ceasul global, nu? Cam asta e. Și atunci, cred că, George, răspunsul la contradicția dintre cele două e valoarea economică reală și o muncă asiduă noastră a tuturor, astfel încât să putem să ne găsim limbajul cu comunitățile locale. Asta a fost, să zic, introducerea. Am o să trec rapid, pentru că suntem, ca și tematică, aveam, să zic, prezentarea unor planuri pentru defileul Crișului Pădurea Craiului și o să trec rapid prin prezentarea unui proiect pe care l-am depus pe programul Infrastructură Mare, împreună cu Consiliul Județean Bihor și alte 5 UAT-uri.
din județul Bihor. Un proiect de 41 de milioane de lei, un proiect care vizează crearea unor centre de management ecologic în Bratca, Șuncuiuș, Dobrești și Vadul Crișului. Și totodată vizează decolmatarea lacului de la Dobrești, care n-a fost cuprins ca și analiză în planul de management și prin urmare nici foarte multe măsuri pentru speciile de acolo nu au fost prevăzute, astfel încât în momentul ăsta vom încerca să facem ceva mai mult decât s-a făcut până acum pentru acel lac. Totodată, prin acest proiect se vor reamenaja 4 peșteri, Vântului, Osoi, reamenaja pentru Osoi și pentru Iglița, nu mai punem niște senzori de monitorizare, nu intrăm peste ele, ok. Pentru toate celelalte care sunt turistice, vom Vadul Crișului și Vântului, o să schimbăm partea de echipament electric și partea de potej de vizitare. Schimbăm, să zic, mâna curentă și ce mai avem montat acolo. Totodată, o altă componentă va fi partea de, cum îi spune, eradicarea ferigii, nu doar a ferigii, dar în principal a speciilor invazive, în 11 comune de pe teritoriul arii naturale protejate, Pădurea Craiului și Defileul Crișului Repede. Și să zicem cam astea ar fi lucrurile majore pe care ne dorim să le implementăm în proiectul depus. Este în evaluare, prin urmare așteptăm clarificările și semnarea contractului de finanțare. Cam asta e, să zic, pentru anul ăsta, pentru această arie naturală protejată. Iar ca și proiecte viitoare, vedem ce se leagă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc totodată și invitațiilor mele speciale. Pentru mine a fost o onoare să vă cunosc și personal. Și sunt convins că pe viitor putem demora diferite proiecte, de ce nu? Chiar dacă eu sunt de Cluj și eu sunt de aici. Distanța nu ne limitează. Aș anunța doar câteva proiecte viitoare pentru noi ca și Asociația Terra Gloria. Pe data de 21 martie va fi Ziua Internațională a Pădurilor. Pe data de 22 martie, Ziua Mondială a Apei, pe care sperăm să le implementăm în Cluj-Napoca, în Universitate. Deocamdată atât, vă mulțumesc foarte mult și... Ok, și încheiem cu o melodie de la Andrei, să le încurajăm puțin. Mulțumesc frumos! Următoarea piesă este tot o piesă de referință intitulată Pământul deocamdată, energia ventilă. Timpul de ține scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furtații, doar din ce-au dat. Sunt sărați și bogați, lași-ți cuibă pe drag. Voi ce luna zburați, până la cer urcați.
pe spină de noi sclavi, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele punerele, și închisori și libere toate, și-am putea și nu se poate. Oare noastre izbânzi, nu uitați că aveți frați pe planetă, flămânzi, pâinea lor o mâncați, printre stele zburând. Voi degeaba zburați când cei subdezvoltați se trăsc pe pământ. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, punerele, și închisori și libertate, și-am putea. Și nu se poate, și noroi, și stele. Lume plină de rând, și de doctori docenți, și de moști, și de băm, și de mari inocenți, fiindcă nașteți copii, apărați-i luptând, doborâți monștri vice din viac de veci, dori pun pe pământ, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele punerele, și închisori și libertate, și-am putea și nu se poate, și noroi și stele. Între cei care trag și acei ce sunt trași, nu e loc pentru steag, e o groapă de pași. Între ei sunt surați, cum strâng ideal, cum sunt bine legați, condamnatul de lați și biciușca de cad. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bunerele, și închisori și libertate, și-am putea și nu se poate, și noroi și stele. Ține rușala pe piept, cum stă în urca de preț pe alma damelor piept. Unii au alții pat, unii dorm, alții sunt între înger și drac, trage omul sărac îngămat la pământ. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bunerele, și închisori și libere toate, și-am puția și nu se poate, și lumină, dar și cetate, genii mari și frunți tempele, vânt ce stă și vânt ce bate, nedreptate, dar și